Căruțașii din Râmnicu Sărat au aflat de interdicțiile impuse de către autorități săptămâna trecută în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții primăriei. Este vorba despre persoane care deseori transportau contra cost resturi menajere, gunoi de grajd sau moloz provenit din demolări și îl depozitau la rampa de gunoi. Cum groapa a fost închisă, proprietarii atelajelor au fost sfătuiți să respecte legea și să nu mai transporte gunoi. Le-am explicat că ceea ce s-a întâmplat până acum nu poate continua, în sensul că nu mai au voie să care niciun fel de materiale de construcții derivate din demolări, gunoi menajer, deci toate lucrurile acestea trebuie să se oprească. Polițiștii locali vor fi cu ochii pe căruțași, iar cei care sunt prinși că transportă gunoi pentru a-l depozita la întâmplare vor fi sancționați. Amenzile sunt cuprinse între 300 și 1000 de lei, iar pentru abateri repetate, atelajul poate fi confiscat. Cum rampa de gunoi s-a închis, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze la serviciile firmei de salubrizare și să nu mai încurajeze depozitarea necontrolată a gunoaielor în zonele periferice ale orașului. Fac apel mai cu seamă la cetățenii și aceia de bună credință să nu-i mai folosească. Toată lumea trebuie să aibă contract cu operatorul de salubrizare și să folosească doar operatorul de salubrizare în a îndepărta gunoaiele din gospodări. Polițiștii locali au sfătuit pe căruțași să circule doar pe traseele prestabilite aprobate prin hotărârea Consiliului Local. Mai exact, proprietarii de căruțe pot merge doar pe străzile din zona periferică a municipiului Râmnicu Sărat pentru a se evita aglomerația în trafic.